Cei care vor să scape de grăsimea de pe burtă apelează ori la diete nepotrivite, ori la înfometare. Renunțați la aceste obiceiuri pentru că nu sunt sănătoase. Secretul unui abdomen frumos este mâncarea. Ce și cât trebuie să consumați, vă spune Mario Popescu, nutriționist. Salut, Mario, bine ai revenit! Salut, Cove, bine v-am regăsit! Dom'le, multă lume spune că abdomenul ăla cu pătrățele se face în sala de sport. Alții spun că, de fapt, în bucătărie se produce minunea. Ia spune-ne! Abdomenul este și o vorbă de care trebuie să ținem cont, da? Să o avem așa ca și reper în procesul acesta de a adopta un stil de viață sănătos, și anume că abdomenul se face în bucătărie. Abdomenul să facem bucătărie, deci nu la sala și de nu sport. Degeaba, da. Okay. Mușchii abdominali sunt niște mușchi pe care oricare dintre noi îi avem, doar că ei sunt... Ascunși. Ascunși, da, la unii mai mult, la mai mult, la alții mai puțin. În funcție... Ei sunt foarte timizi și stau ascunși acolo. În funcție de cât și cum mâncăm și ce stil de viață avem. În situația în care mâncăm, avem un stil de viață sănătos, avem activitate fizică regulată, mâncăm alimentele pe care trebuie să le mâncăm, atunci ei încep să nu mai fie chiar atât de timizi, încep să iasă la iveală, să ne bage puțin în seamă. Am înțeles. În cazul în care nu avem grijă, rămân acolo foarte, foarte timizi. Bun, acum se pune întrebarea ce alimente ar trebui să consumăm ca să putem avea acel abdomen pe care ni-l dorim. Sunt mai multe alimente pe care ar trebui să le includem în dieta noastră. Am adus o parte din ele aici și aș vrea să începem cu... Spune tu, pe care aliment de aici îl introduci în dieta ta așa cel mai mult, ca să spun așa? Nu știu, că sunt așa apetisante toate, începem. Nici nu-mi vine să zic. Hai să începem de acolo, de lângă tine. Avem nuci și ce avem? Migdale acolo, nu? Da, nuci și migdale. Am adus, e vorba de fructe oleaginoase. Așa? Acestea trebuie să le includem în alimentația noastră datorită grăsimilor sănătoase. Așa? Sunt o sursă foarte, foarte bună de omega-3. Bun. Acum vorbim de cantitate. Cantitate exact. Și cât de des ar trebui ele să ar trebui să fie consumate ca și gustare pe timpul unei zile. Iar cantitatea, să spun așa, recomandată ar fi undeva la 20-30 de grame, pentru că au o încărcătură calorică destul de mare. 100 de grame de fructe oleaginoase poate să ajungă la 5, 600, 700 de kilocalorii. Cumva 20-30 de grame, astea care însemna cât intră în căușul palmei, așa? Depinde, da. Depinde exact, de palmă. Depinde de palmă. O mână mai mare. Cam jumătate de palmă sau cam 10 bucăți, cam asta înseamnă 20-30 de grame. Putem să consumăm ca și gustare la 2-3 mese, la 2-3 ore după ce am luat o masă principală. Ele vor fi și o sursă de energie, vor veni la pachet cu grăsimi sănătoase și asta va ajuta în procesul nostru de a defini abdomenul. Perfect. Mergem mai departe, vedem aici astea, leguminoasele. Nu, ce aveam? Păstăi, mazăre, linte, năut? Năut, da. Acestea sunt niște alimente pe care putem să le introducem în alimentația noastră și le putem consuma fără niciun fel de grijă. Așa. Ele sunt pline, în primul rând, sunt foarte bogate în proteină. Okay. Proteină aproape completă. Da. De asemenea, vin la pachet și cu fibre care ajută la tranzitul intestinal, ajută să prevenim bolile sistemului cardiovasculator și de asemenea au și carbohidrați cu indice glicemic scăzut. Asta ce înseamnă? Introducându-le în alimentația noastră, ele nu vor impacta foarte mult glicemia și ne vor da energie atât cât avem nevoie pe parcursul zilei, pe parcursul a 4-5 ore. Bun, dar astea le mâncăm simplu așa sau ar fi punem și noi lângă ele ceva, o bucată de carne, o ceva? Da, putem și o bucată de carne, acum în funcție de obiectivele pe care le avem. Dacă sunt persoane care dorim să câștigăm masă musculară foarte, foarte mult, putem să le asociem cu carne. Dar ele sunt deja o sursă bogată de proteină, undeva la 25-30 de grame de proteină per 100 de grame, dar problema este că nu au proteină completă. De aceea ar fi bine să le asociem cu o sursă de cerealifere. Okay. Prin combinația, cea mai bună combinație, să spun așa și cunoscut, ar fi orezul cu mazărea. Putem consuma orez integral, orez negru, care împreună cu mazărea ne va furniza o masă completă, proteină completă, carbohidrați cu indice glicemic scăzut, vitamine și foarte multe minerale. Deci, în combinație, putem să le consumăm în combinație, fie că le consumăm ca supe creme, dacă este vorba de linte. Fie că consumăm humusul, de exemplu. Din neut putem face humus și îl putem consuma cu pâine integrală. Okay. Iar o combinație între leguminoase și cerealifere. Și atunci avem o masă completă și sănătoasă și sațioasă. Salata verde e apetisantă, așa? Cât? Asta poți să mănânci? Poți să mănânci și... Aviz, să spun în general, așa. Femeilor care își fac griji din cauza retenției de apă. Așa. Nu este niciun fel de problemă. Apa din salată, din fructe, are alte, să spun așa,
și alte proprietăți și altă biodisponibilitate în organism. Deci salată nu ne putem face griji în privința ei, ea chiar poate fi asociată cu orice aliment dorim, mai puțin să spunem fructe. În rest putem să o asociem fie că este vorba de leguminoase, fie că facem o porție de paste integrală, fie o consumă dimineața la micul dejun cu ouă, fie cu carne. O putem consuma și chiar este indicat verdețurile să le introducem la fiecare masă, pentru că și ajută foarte mult digestia, ușurează procesul digestiv, pentru că au foarte multe enzime și de asemenea sunt o sursă, o comoară de vitamine. Mai avem acolo iaurt, văd. Iaurtul îl consumăm așa sau un iaurt degresat? Iaurt integral sau degresat? Iaurtul ar trebui să ar fi bine să-l consumăm cel mult parțial degresat. Okay. Nu trebuie să ne facem griji din cauza acelor 2-3 grame de grăsimi, pentru că ele sunt grăsimi pe care trebuie să le includem în alimentația noastră. Au și ele rolul lor, în special în sinteza hormonilor. Da. De aceea nu trebuie să ne facem griji pentru dacă consumăm un iaurt de 2-300 de grame pe zi, cât e indicat, sau chefir, să ne facem griji din privința grăsimii. Deoarece procesul prin care el este total degresat, aici mă refer la total degresat, este mult mai dăunător pentru organism decât acele 2-3 grame de grăsime, care chiar sunt esențiale. Atâta timp cât consumăm un iaurt pe zi, 200-300 de grame, sau un chefir, eu recomand chefirul pentru că el este dublu fermentat și automat persoanele care au intoleranță la lactoză, o să le fie mult mai ușor să îl digere. Ok. Ca și gustare, de asemenea, putem consuma. Uite, alt exemplu de gustare. Trecem la carne acum. Exact. Carnea, cum să... Carne slabă, nu? Carne slabă ar trebui să consumăm. Dar ce variantă? Pui, pui, piept de pui, piept de curcan ar trebui. La curcan putem să consumăm și pulpa, deoarece nu are atât de multă grăsime fără, ca și pulpa de pui. Dar trebuie să reținem un aspect, și anume fără piele. Pentru că pielea, pielea de pe carnea de pui, fie că este pui sau curcan, conține foarte, foarte mult colesterol, cea mai mare cantitate de colesterol. Deci fără piele. De asemenea, putem să consumăm vită o dată de două ori pe săptămână, carne slabă, muș de vită, dacă putem, este o carne slabă. Undeva la o porție recomandată este 100 de grame, 150 de grame pe zi, iar dintr-o 100-150 de grame avem cantitatea suficientă de fier, ca să spun așa. Ouă? Ouăle sunt o sursă foarte, foarte bună de proteină, de asemenea sunt o gălbenușă. Dar cum le mâncăm? Nu prăjite. Mai puțin prăjite, mai nu? Puțin prăjite, mai puțin prăjite și prin asociere cu cartofii prăjiți. Le putem consuma fie omletă, fie putem să le facem o fierte, o poșate. Mai puțin prăjite, ele sunt o sursă foarte bună de proteină, ne putem începe ziua în forță. Albușul, în special, conține proteine, iar gălbenușul conține foarte, foarte multe vitamine, este o comoară de vitamine și minerale. Și conform ultimelor studii, acesta chiar impactează colesterolul în modul pozitiv. Deci nu afectează, cum era mitul înainte, chiar ajută colesterolul. Bun, avem citrice, uite, lămâi, portocale, grapefruit. Da, acestea trebuie să le consumăm chiar, să spun așa, este un sfat, sfătuiesc telespectatorii să-și înceapă ziua cu un pahar cu apă călduță, cu două, trei felii de lămâie sau cu zeama de la jumătate de lămâie o lămâie, pentru că astfel își vor alcaliniza foarte mult organism. Poate să bea un pahar de apă călduță, apoi la 20 de minute, 10-20 de minute să aibă micul dejun. De asemenea, citricele sunt o sursă bună de vitamina C. Și au în componența lor compuși care ajută la și accelerează arderea grăsimilor, în special din zona abdomenului. Ah, bun, uite, nu știam. Gata, mă apuc să mănânc grefi. Mario, mulțumim tare mult. Am înțeles ce ar trebui să mâncăm. Cumva tot ce avem aici pe masă nu ne face cu ochiul atât de tare, dar ce avem la bucătărie acolo s-ar putea să ne încânte mai tare.